Începând de azi, de la ora 10 până mâine, la ora 2, județul Gorj se află sub avertizare de vreme severă. În acest interval sunt anunțate cantități însemnate de apă și instabilitatea atmosferică accentuată. Meteorologii avertizează că local, în Oltenia, precum și în zonele montane, vor fi perioade cu averse torențiale și se vor acumula cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50-80 de litri pe metru pătrat. Vremea a fost în general instabilă în cea mai mare parte a țării și, în special după orele amprânzului, au fost averse torențiale, local descărcări electrice și izola grindină. Cantitățile de apă înregistrate în intervale scurte de timp sau prin acumulare au fost însemnate, acestea depășind local 20-25 litri pe metru pătrat și pe suprafețe mici 40-60 litri pe metru pătrat, în regiunile vestice, nordice, estice, sudice și la munte. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 17 grade la Târgu Lăpuș și Baia Mare și 28 de grade la Bacău, Adjud, Urziceni, Călăraș și București și Laret. Gradul de instabilitate atmosferică se va menține accentuat în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest, centru, nord și nord-est și vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat grindină și vijelii. În această perioadă vor fi și intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice și grindină, îndeosebi în est și sud-est.